2 mai, ziua tineretului, a fost marcată într-un mod aparte la instituția prefectului județul Hunedoara. Aici a avut loc acțiune intitulată Prefect pentru o zi, iar participanții, tineri de până la 35 de ani, au asistat la o ședință operativă din cadrul instituției. Prefectul Călin Marian și-a arătat deschiderea către o astfel de acțiune, considerând schimbul de opinii cu tânăra generație drept unul constructiv. Să vă doresc la mulți ani, că e ziua tineretului astăzi, să transmiteți și colegilor noastre și prietenilor și toți celor care sunteți în proximitate că reacția prefectului, oricând o ușă este deschisă pentru toată lumea, în special pentru tineri, că dumneavoastră sunteți viitorul, dumneavoastră sunteți cei care dați, să zic așa, zâcul ăla care e nevoie societății să meargă înainte. Și prin inteligența și prin, să zic așa, prospețimea minții voastre, cu siguranță veți da plus valoare societății și implicit ne veți mai împinge și pe noi, poate ăștia mai seniori, care la un moment dat poate avem așa o latență mai accentuată. Tinerii s-au arătat interesați de această activitate și cred că elanul cu care ar veni generația din care fac parte ar putea aduce aspecte pozitive. Mă simt foarte mândru că am putut să particip la această acțiune organizată de Asociația Județeană de Tineret din județul Hunedoara. Tinerii aduc o perspectivă foarte mare acestui județ și, bineînțeles, este nevoie de aceste inițiative și de aceste proiecte și în continuare. Te vezi prefect într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat? De ce nu să spunem că poate este o meserie de viitor și pentru județul nostru cred că prospețimea tinerilor va aduce un aport considerabil și de ce nu poate pe viitor chiar un tânăr să devină prefect? Ar suna chiar foarte bine. Printre participanți s-au numărat și liceeni, posibil viitori prefecți, regretul acestora fiind că la activitatea din 2 mai au participat prea puțin colegi de-ai lor. Fiind și în Consiliul Județean al Elevilor, m-am gândit să profit de această oportunitate, să știu mai multe, mai ales chiar dacă la vârsta asta face de 15 ani, chiar aș vrea să mă implic și, cum a zis domnul subprefect, chiar să fac o schimbare. Cum ai văzut acțiunea de astăzi? Foarte benefică și, într-un fel, m-a și întristat faptul că n-am fost atât de mulți tineri de vârsta mea de liceu și aș vrea să încurajez mai mulți tineri să se informeze de aceste funcții, chiar dacă nu vor o carieră în politică. Într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, te vezi lucrând ca prefect? De ce nu? Niciodată nu știm ce viitorul ne pregătește și cred că m-aș crede în stare. În discuțiile purtate cu cei prezenți la acțiune, Călin Marian a precizat că în prefectura Hunedoara, deși angajații nu mai sunt chiar la prima tinerețe, se lucrează într-un ritm alert. De asemenea, prefectul de Hunedoara le-a spus tinerilor că pentru a reuși într-un domeniu, trebuie să-ți placă ceea ce faci și să fii profesionist. Eu vă spun că chiar dacă un pic suntem mai maturi, dar în echipa care o face mai înainte a prefectului, ritmul este destul de alert și urmăriți-ne și o să vă dați seama că chiar facem lucruri interesante pentru județul nostru. Toate cele bune, spor la treabă, succes la școală și mai spun un singur lucru. Una dintre condiții ca să faci lucrurile bune este să-ți placă. Și a doua condiție este să fii profesionist. Cred că astea două lucruri trebuie să lege și dacă astea le veți gândi așa ca și modalități de viață, vă spun eu că veți reuși acolo unde vreți să profețați pe viitor. Acțiuni similare cu cea din data de 2 mai de la prefectura Hunedoara s-au desfășurat în mai multe primării și instituții publice din județ.